Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Un miner care lucra la frontal miercuri seara a ajuns în stare gravă la spitalul de urgență din Petroșani după ce a fost lovit de o rocă ce s-a desprins din tavanul galeriei. Omul a ajutat la montarea unui stâlp când a fost pus la pământ de rocă și acum liderii de sindicat spun că îi vor suporta și cheltuielile pentru a-și achiziționa un echipament medical de care are nevoie. Bărbatul de 40 de ani a ajuns cu leziuni puternice la spate după ce bucata de material s-a desprins din tavan și l-a lovit în plin. A fost scos pe targă de minerii cu care se afla sub pământ și apoi a fost transportat la spitalul de urgență din Petroșani, unde a rămas pentru investigații și diagnostic. Minerul Filimon Ion, în vârstă de 40 de ani, lucra la abataj și după ce au ridicat grinzi, au făcut operațiile de ridicare a grinzii, s-a desprins un bloc de cărbune din front și care l-a surprins și l-a lovit la spate, la coloană. În acest moment este internat la Spitalul de Urgență din Petroșani și a fost diagnosticat cu o fisură la 3 inele la coloană. Este stabil și urmează a fi să-i se ia un mulaș, ca să spun așa, și să-i se comande o orteză, un corset cu care va sta o perioadă de timp până la vindecare. Minerul va fi ajutat pe toată perioada internării de către colegii săi de la sindicatul Huila, sindicat din care fac parte minerii de la mina Uricani. De altfel, întreg costul protezei va fi suportat din banii sindicatului. Are nevoie accidentatul de o sumă undeva de la 2200 de lei pentru a procura această orteză. Îl ajutăm atât noi și sindicatul la Petroșani, cât și cel de la Uricani cu câte 1100 de lei până la procurarea ortezei, urmând ca apoi suma să fie recuperată, pentru că noi avem în contractul colectiv de muncă prins o astfel de decontare în caz de accidente de muncă și urmând ca societatea după aceea să deconteze banii. Acesta este cel de-al doilea accident de muncă în care câte un angajat de la una dintre unitățile miniere ale Văii Jiului ajunge în spital doar în această săptămână. Marți seara, un alt salvator a ajuns la spital, iar ulterior a fost transportat cu elicopterul la București, după ce a fost ars pe 40% din suprafața corpului în timp ce stingea un incendiu la preparația Coroiești. Zeci de oameni au ajuns să fie internați la Spitalul de Boli Contagioase din Vulcan din cauza că s-au îmbolnăvit de hepatită. Cei mai mulți sunt copii și adolescenți și de vină este căldura și condițiile de mizerie în care trăiesc. Acesta este cel de-al doilea val de îmbolnăviri în masă după cel de la începutul verii, când peste 30 de oameni au ajuns la spital după ce au mâncat de la un fast food în Lupeni. Trăiesc în mizerie, în blocuri insalubre, cu instalații de alimentare cu apă defecte, ori chiar inexistente, printre muște și șobolani, ori câini vagabonzi. Și asta a generat o adevărată epidemie de hepatită în cartierul Dallas din Vulcan. În spitalul de boli infecțioase au ajuns zeci de oameni bolnavi și, din păcate, cei mai mulți sunt copii. Noi am avut un număr de 32 de pacienți, din care, în momentul de față, pe secția de boli infecțioase sunt internate 10 persoane, din care 9 cu vârsta până în 15 ani. Într-adevăr, mulți. De vină sunt condițiile în care trăiesc și cadrele medicale spun că vor sesiza autoritățile locale ca să ia măsuri în blocurile din acest cartier, unde țevile de apă ori nu există, ori sunt înfundate de dejecțiile altor locatari. În plus, multe familii nu au deloc apă curentă, iar mizeriile sunt peste tot. S-au întreprins anchetele epidemiologice, colegii noștri de la Serviciul de Epidemiologie au analizat problema. Sigur, putem să presupunem, eu nu cunosc rezultatul anchetei, dar putem să presupunem ca și incriminatorii condițiile de igienă. Discutăm de hepatită A. Serviciul de epidemiologie, în urma controalelor efectuate și analizei lor, au stabilit măsurile care se impun a fi luate în zona respectivă. Peste 35 de oameni au ajuns la aceea secție în luna iunie după ce au consumat produse de tip fast food la un magazin din Lupeni. Acum este un al doilea val de îmbolnăviri, însă de această dată vorbim de oameni care au făcut hepatită din cauza mizeriei în care trăiesc și mai grav este că cei mai mulți sunt copii.
Ecologiștii de la Petro Aqua ne invită să trăim în 23 august cu haiduci în peștera Boli. Este un eveniment inedit la care sunt așteptați membrii trupei Arhaic, iar în acustica peșterii vom avea ocazia să ascultăm muzică folk, altfel de cum se întâmplă de obicei într-o astfel de zi, cândva importantă pentru România. 23 august a fost cândva sărbătoarea națională a României, dar în ultimii ani prea puțini au mai ținut cont de ea. Pentru că a picat într-o zi de duminică la Petroșani, în peștera Bolii, câțiva ecologiști s-au gândit să vină cu ceva inedit. Concertul ne așteaptă într-o acustică de excepție, iar asta a fost probat de-a lungul timpului de alte evenimente de același gen care s-au ținut acolo sub munte. Este al patrulea eveniment care îl organizăm la peștera Bolii. De data asta revine la peștera Bolii după ce a fost anul trecut trupa Arhaic. Trupa Arhaic este aparte în folcul românesc, ei și sunt denumiți haidușii folcului românesc, întrucât repertoriul lor este strict inspirat de balade haiducești, din folclorul popular. Și în plus, această trupă arhaic, după numele ei, folosește și instrumente adevărate, adică caval, fluier, duduc, toacă, bloc, fote, deci și instrumentele sunt aparte. Și unde altundeva puteau cânta dacă nu în peșteră? Tot acolo însă vom avea parte și de o lansare de carte. Evenimentul este, mai are parte și de un... să spun, o lansare de carte a scriitoarei Ela Nicolau, membra a Uniunii Scriitorilor din România. Concertul are loc duminică de la ora 12, iar astfel de evenimente sunt aproape unice în țara noastră. Intrarea va fi de 10 lei și membrii Asociației Petro Aqua mizează pe o participare numeroasă, mai ales că vremea va fi foarte bună. În plus, un alt fel de 23 august la peștera Bolii este cea mai potrivită alegere pentru o zi de duminică. Încă mai este timp pentru drumețiile de munte și din acest weekend și vremea va fi prielnic, așa că turiștii sunt așteptați și în zonele Văijiului. În plus, CNADNR are deschis și circulația între Rânca și Obârșia Lotrului, dar și drumul spre Transalpina este liber pentru circulația auto. DN67C a fost redeschis traficului rutier. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România îi informează pe participanții la trafic că circulația rutieră între Rânca și Obârșia Lotrului a fost reluată. Circulația rutieră a fost redeschisă pe acest sector de drum după o inspecție amănunțită efectuată de toți factorii de decizie abilitați după ce s-au finalizat mai multe lucrări. Menționăm că aceste lucrări sunt executate în mod frecvent de CNADNR în regie proprie pe toată rețeaua de drumuri naționale pentru asigurarea confortului și siguranței circulației. Traficul pe acest sector de drum va fi permis în intervalul orar 7-19 pentru categoriile de autovehicule cu masă totală de 3,5 tone. Pe timpul nopții, circulația este interzisă din cauza traseului dificil și pentru evitarea oricăror pericole. În plus, acum o săptămână a fost redeschisă și cea mai înaltă șosea din România, Transalpina, după o pauză de un an de zile în care traficul a fost restricționat până la remedierea deficiențelor. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută.